Ministerul Sănătății a hotărât ca în această săptămână să fie verificate în întreaga țară de către Direcția de Sănătate Publică, unitățile sanitare cu paturi și cuprind câteva aspecte aceste controle. Programul privind curățenia și dezinfecția în spitale, planul de achiziție a materialelor de curățenie și planul privind deratizarea. Acestea sunt principalele lucruri pe care inspectorii Direcției de Sănătate Publică le vor verifica în această săptămână în toate unitățile spitalicești cu paturi din județul nostru. Verificările se vor desfășura în perioada 13-17 ianuarie. Potrivit conducerii Direcției de Sănătate Publică, Giurgiu, acest control constituie o pregătire a celui general programat pentru luna martie. Ministerul Sănătății va face la nivel național prin echipe de la Direcția de Sănătate Publică controle și în județul nostru și în alte județe cu echipe mixte, echipe care sunt din alte județe care vor veni la noi, așa ne vom duce și noi în alte părți. Sper ca toate aceste rezultate, toate aceste controle să ducă la rezultate cu adevărat beneficii pentru pacient. Potrivit doctorului Paul Marinescu, rezultatele controlului vor fi făcute publice la începutul săptămânii viitoare, când vom vedea practic la ce nivel ne aflăm din punct de vedere al siguranței sănătății și cât de mult ne putem baza pe spitalele din județul nostru.